Good afternoon. Bună seara. In the last few studies, în ultimile studii, we've gone through the history of the Third Diadochi War and World War I. Am trecut prin istoria războaielor daodochiene și primul război mondial. There's a lot of details. Au fost multe detalii. World War I is not a simple subject. Primul război mondial nu este un simplu subiect. It's not a simple war. Nu este un simplu război. So we've moved quite quickly. Deci ne-am mișcat destul de repede. I want to take the time. Aș vrea să iau timp, să iau îmi iau puțin timp. Cover the main points. Să acopăr lucrurile principale din acest război înainte să trecem mai departe. So we're not going to go through everything again. Deci nu vom trece iar prin tot ce am făcut până acum. Those punch lines that we want to take away with us. Și doar vrem să luăm câteva idei principale cu noi. I've already explained why we need to look at World War I. Am explicat deja de ce trebuie să ne uităm la primul război mondial. We've explained its connection to modern Babylon. Am explicat conexiunea lui cu Babilonul modern. The triple application of prophecy. Am explicat tripla aplicație a profeției. And its connection to the Third Diadochi War. Și corelația cu cel de-al treilea război daodochean. So we first looked at the Third Diadochi War. Prima dată ne-am uitat la al treilea război daodochean. We traced that history of Antigonus and his dictatorship. Am trasat acea istorie a lui Antigonus și dictatoria lui. Particularly what we can take away from this war. Mod principal ce putem prelua din acel război. I'll rephrase. Vreau să reformulez de fapt. From our understanding of World War II. Din înțelegerea mea al doilea război mondial. When we built that reform line. Când am construit linia noastră de reformă. We understood 1989. Am înțeles 1989. And then we have this big space. Și după care avem acest spațiu liber. We come to 2014. Am ajuns la 2014. And we see that there's an alliance. Și am observat că este o alianță aici. 2016. Trecem la 2016. War on the Western Front. Vedem război pe fronturile de vest. But if we're going to talk about the Eastern Front. Dar dacă ar fi să ne uităm la frontul de est. Which is all that I want to cover in these presentations. Care este de fapt tot ceea ce vreau să acopăr în aceste prezentări. You wouldn't mark the Eastern Front until 2019. Nu ai marca frontul de est până în 2019 de fapt. And for World War II. Iar pentru al doilea război mondial. You would see the Eastern Front. Ai vedea frontul de est. Begin here. Care începe aici. And it's going to extend. Și se va extinde. Until Panium. Până la Panium. So for our study of World War II. Deci pentru studiile noastre din al doilea război mondial. You see the end of a Cold War. Vezi sfârșitul unui război rece. This long period of 25 years. Această lungă perioadă de 25 de ani. An alliance. O alianță. And then in 2019, 30 years later. După care în 2019, 30 de ani mai târziu, vedem război pe frontul de est. We defined that war. Definim acel război. As an information war. Ca fiind un război informațional. Fighting over spheres of influence. Care se războiește pe sfere de influență. What we're left with. Cu ceea ce am rămas. Is this huge gap? Este acest spațiu gigantic, acest spațiu. All through this history. Știm din istorie. Particularly since the rising up of Vladimir Putin. În mod special de la ridicarea lui Vladimir Putin. In 1999. În 1999. There's been an information war. A fost un război informațional. Over spheres of influence. Asupra sferelor de influență. And all of that is missing from the model of World War II. Și toate acestea lipsesc din modelul celui de-al doilea război mondial. But if these are the characteristics of World War III. Dar dacă acestea sunt caracteristicile celui de-al treilea război mondial. World War III must begin before Rafia. Al treilea război mondial trebuie să înceapă până în Rafia. We understand first angel's message, second angel's message. Înțelegem prima solie îngerească, cea a doua solie îngerească. In Millerite history separated. Și istoria milerită separată. In our history there's a combination. Acești doi îngeri în istoria lui Miller sunt separați, dar în istoria noastră sunt combinați. În mod special, noi am plasat acea de-a doua solie îngerească
atunci când pasăm cea atolie, dacă luăm în considerare și prima solie îngerească sau primul război mondial, poți să vezi că începe în 2003 cu războiul din Irak. And for World War One, și pentru primul război mondial și primul război mondial începe aici. It doesn't start here, nu începe aici at Rafia, la Rafia. It ends. Și acolo se sfârșește. So for World War One, dar, deci dacă primul război Eastern mondial front, frontul de est begins in 2003 with the Iraq War, începe în 2003 cu războiul din Irak. That's where Vladimir Putin turns against the West. Acolo este un locul unde Vladimir Putin se întoarce împotriva Estului. And it ends at Rafia. Și se sfârșește la Rafia. For the World War II model. Pentru războiul din al doilea război mondial, pentru modelul din al doilea război mondial, această istorie de război actually a period of friendship. Este de fapt o perioadă de prietenie. A period of friendship. We need both models. Avem nevoie de ambele modele. Right now, chiar acum, Vladimir Putin and Donald Trump are friends. Vladimir Putin și Donald Trump sunt prieteni. And allies. Și aliați. At the same time, în același timp, they're still fighting for Venezuela. În același timp, ei se bat pe Venezuela. You have war and peace at the same time. Ei pot avea război și pace în același timp. Enemies. Sunt dușmani. Fighting. Care se luptă. The same time they're in an alliance. Dar în același timp pot fi și într-o alianță. They're seemingly contradictory. Este aparent o contradicție. But in reality they're not contradictory. Dar în realitate ei nu se contrazic. Because the reality is more complicated. Pentru că realitatea e mult mai complicată. Than saying it's just war or peace. Decât să spui că este doar război sau pace. There might be an alliance in 2014. Maybe a fost o alianță în 2014. 2014 is Ukraine. Dar în 2014 putem plasa Ucraina. Ukraine, și pe Ucraina, Russia, the United States are fighting. Rusia și Statele Unite se luptă. They're engaging in an information war. Ei intră într-un război informațional. The spheres of influence. Pe sfere de influență. So World War One, deci primul război mondial, fills in a major gap in our reform line. Umple un spațiu gigantic din linia asta de reformă. This whole missing space. Tot acest spațiu care lipsea. Someone asked me, I think yesterday. Cineva m-a întrebat, cred că ieri. What about Arab Spring? Ce părere aveți despre Arab Spring? O primăvară arabă? All those revolutions. Tot acele revoluții. How do they fit into World War models? Cum intră ele în acest război, în acest model de război? They don't fit into World War II. Ele nu se potrivesc în al doilea război mondial. Și nu devin parte din frontul de est din primul război mondial. So we have to wonder. Deci ar trebui să ne îngrijorăm. What Rafia looks like. Cum ar arăta Rafia? Because we went to World War One. Pentru că ne-am uitat la primul război mondial. And we saw this conflict. Și am văzut acest conflict. Kuwait, Iraq. Kuwait, Irak. Or Serbia, Bosnia. Sau Serbia sau Bosnia. Terrorist attack. Atacul terorist. Ultimatum. Ultimatum. Invasion of sphere of influence. Invazie și sferă de influență. Which lines up with Iraq. Care se aliniază cu Irak. Then you see Germany get clever. După care vezi Germania că devine mult mai inteligentă. They're going to invade from the inside. Începe să invadeze din înăuntru, din interior. And they send Lenin into Russia. Și îl trimite pe Lenin în Rusia. History of failure. Istorie de război, de istorie de eșec. Este o istorie cu eșec. Like World War II, you switch it. Because at some point you know that in a history of failure. Știi că la un moment dat în istoria eșecului, the king of the north has to begin to lose. Împăratul de nord trebuie să înceapă să piardă, să își piardă puterea. So once you get into battles, you need to switch that victor. Deci odată ce intri în bătălie trebuie să cam schimbi vectorul. Lenin or Trump? Lenin sau Trump do just what they have been sent to do, fac doar ceea ce a fost ei trimiși să facă.
conduct an internal revolution. Să conducă revoluții interne. Overthrow the establishment. Begin a dictatorship. Prin stabilirea lor se implantează dictatorismul. Prima The Treaty of Brest-Litovsk. Observăm aici tratatul de la Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. Aici Rusia se supune Germaniei. So this waymark of Rafia. Acest marcaj al lui Rafia. Depending on what perspective or layer you're looking at. Depinzând din ce perspectivă privești. It's either the end of a war or the beginning of a war. Este fie sfârșitul războiului sau începutul războiului. It's either a battle. Este ori o bătălie. Or a peace treaty. Ori un tratat de pace. They're seemingly contradictory. Aparent parcă se contrazic. But I would suggest they are not. Dar sugerez că nu e o contradicție. Speaking hypothetically. Vorbind hipotetic. If Donald Trump was to say. Dacă Donald Trump ar fi să spună. As he's been saying this week. Așa cum a spus săptămâna asta. Vladimir Putin is my friend. Vladimir Putin este prietenul meu. You're all treating him badly. Toți îl tratați urât. Obama was mean to him. Obama a fost rău cu el. He should be back in the G8. Ea ar trebui să fie înapoi introdus în GA. He keeps forming these plans. După care începe să formuleze aceste planuri. Începe să își îndepărteze trupele din Siria. On one level. În anumit nivel. That's a peace treaty. Acesta este un tratat de pace. He's gone to the king of the south. Merge împăratul sudului. And they've made peace. Și face pace cu el. At the same time, that's a peace treaty. În același timp poate să fie un tratat de pace. For America. Pentru America. That's a defeat. Dar pentru America este o învingere. It's a loss of power. Este o pierdere a puterii. It's a humiliation. Este o umilință. They look at it from different perspectives, but they're all accurate. Dacă ne uităm din diferite perspective, vedem că totul este curat și clar. I want to make a couple more points. Aș vrea să mai fac câteva idei, să mai spun câteva idei. What else we can learn from this? Ce altceva mai putem învăța din asta? Just like 1989. Exact ca în 1989. They go to the borders. Ei merg către granițe. Încă un martor la ceea ce avem. Teaching against this hot war concept. Ceea ce învățăm noi. Învățăm despre împotriva acestui concept de război cald. O împărăție este învinsă. Unless the actual nation is destroyed. O împărăție este învinsă atunci când întreaga națiune este distrusă. Or its government taken over. Sau când guvernul este distrus. We know that with Seleucus and Ptolemy. Știm că dacă Seleucu și Ptolemeu. Through six Syrian wars. Prin 6 războaie siriene. Egypt was never finally taken over. Dacă nu ar fi fost 6 războaie siriene pentru Seleucus, Egiptul nu ar fi fost cucerit. By Seleucus. De către Seleucus. Wasn't necessary for defeat. Dacă nu erau acest război, nu ar fi putut They să învingă. Border, ajung la graniță. But when Germany surrenders, dar când Germania se supune, just like 1989, exact ca în 1989, that was a surrender, acolo a fost o supunere. But they did not know the implications of that step. Dar ei nu au știut implicațiile acestui pas. Exactly how devastating that was. Exact cu cât de devastatoare putea să fie acea implicație. We talked about the role of Seleucus. Am vorbit despre rolul lui Seleucus. That we can see Seleucus. Că putem să-l vedem pe Seleucus. Who we identify as also the king of the north. Pe care îl identificăm de asemenea ca fiind împăratul nordului. Papacy. Papalitatea. And his role in the affairs after 1989. Și rolul lui în afaceri în afaceri după 1989, atunci când se întorce împotriva Statelor Unite. Ultimul lucru pe care vreau să-l accentuez. Sunt unii oameni din audiență. Pentru ei vreau să fac o accentuare. Înțelegem conceptul two streams of information. A celor două
două surse de informație. Înțelegem despre Edekel și Urea. Înțelegem că este intern și extern. Se aplică preoților, Levites and Nethinim. Leviților și netiminimilor. If we accept dacă acceptăm the Ulai and the Hidekel model, modelul Ulai și Hidekel and every reform line, fiecare reuniune de reformă pe care o înțelegem, we can't drink from both. Vei realiza că, în fiecare reformă vedem că nu putem să bem din ambele râuri. Build strong logic. Fiecare linie construiește o logică puternică care demonstrează there's a right and a wrong stream că există o sursă bună și o sursă greșită inside Adventism, în interiorul adventismului, at a certain point, într-un anumit punct, inside this movement, și în interiorul acestei mișcări. One leads to the sea of glass. Una conduce către Marea de Cristal. One leads to the lake of fire. Altul duce către lacul de foc. I don't think anyone. Nu cred că nimeni. Would suggest. Ar sugera. You want a little of the sea of glass. Că vrei puțin, că nu cred că nimeni ar sugera. Sau ar vrea să ia puțin din Marea de Cristal și un puțin din Marea de Foc. Cred că ar trebui ca tu să alegi pe care vrei, nu să iei puțin din fiecare, într-un mod inteligent. So the theory is easy enough to see. Deci teoria este destul de ușor de văzut. But we have a problem with practicing that. Dar avem o problemă cu practicarea acestei teorii. Because when we come to practicing that, pentru că atunci când ajungem la practică, and it can be identified, și îmi poate fi identificat what exactly is ce este exact Hidekel, the wrong stream of information, sursa greșită de informație, când vedem că impactează conceptele noastre preconcepute de la adventismul conservatist, toate astea luăm de la protestantismul apostat, that's been taken on by conservative Adventism, care taken on. And you identify identifici the false stream of information, sursele greșite de informație false, is Walter Weiss conspiracy theory. Acestea sunt conspirațiile lui Walter White. You can see that just based on structure. Asta în adventism. Poți să vezi asta bazându-te pe structură. I have brothers in this audience still not accepting that structure. Am oameni în această audiență care încă nu acceptă acea structură. Because they do not accept the methodology of parable teaching. Pentru că ei nu acceptă metodologia parabolelor. So I want to address it from this line. Aș vrea să adresez din această linie. World War 1. Primul război mondial. The assassination. Asasinarea of Franz Ferdinand. Lui Franz Ferdinand. Who does that? Cine face asta? Does Austria-Hungary? Austria-Ungaria. Pretend to be a terrorist organization. Pretinde că este o organizație teroristă. And kill their own prince. Și omoară prinții ei. To bring about a war. Ca să ducă o bătălie de război? Nu. Deci dacă nu accepti teologia prin parabole, voi mai adăuga încă una și sper că vei înțelege astfel. World War 1. Primul război mondial. Este o organizație teroristă that kills the Archduke, care and yes, Austria-Hungary see that, omoară and use it as the excuse they've always wanted. Ceva și Austria-Ungaria vede asta și folosește ca o scuză. They did not go behind the scenes. Ca să se întoarcă împotriva lui. Nu merg and orchestrate that terrorist attack. Ei nu merg prin spate și orchestrează acel atac terorist. So if it makes a difference. Asta face o diferență. One more witness. Încă un martor. Conspiracy theories. Că teoriile noastre conspiraționiste. Never agree with prophecy. Nu sunt de acord niciodată cu profeția. And if we continue to hold on to them. Și dacă continuăm să ne ținem de aceste conspirații. Or spread them. Sau să le împrăștiem. We're just going to continually find ourselves on the wrong side of prophecy. Ne vom vedea în mod continuu pe partea greșită a profeției, de partea greșită a profeției.
Asta am vrut să spun și să revizuez despre primul război mondial. Sure, there's much more to study. Sunt sigur că sunt mult mai multe lucruri de studiat. In that history. În acea istorie. I would encourage you to look at it for yourself. Aș vrea să vă încurajez să vă uitați de unii singuri. But for the purposes of this camp meeting, we must move on. Dar de dragul acestei mișcări mergem mai departe. One last revision. Un alt mic rezumat. Caracteristicile lui Kaiser Wilhelm. The second. Al doilea. I didn't say the second yesterday. My German sister reminded me. Nu am zis al doilea ieri și sora mea mi-a adus aminte. Dar Kaiser Wilhelm a fost cel de-al doilea. Of how he took over and how he ruled. Caracteristicile lui despre cum a cucerit el și cum a împărățit. Line up accurately with Donald Trump. Se aliniază foarte bine cu Donald Trump. You can place the 126 from 1890. Poți să placezi 126 începând cu 1890 până la 2016. His characteristics. Caracteristicile lui. There's quite a few that line up with Donald Trump. Sunt câteva care se aliniază cu Donald Trump. If you combine them with Hitler, it forms quite a complete picture. Dacă le combini cu Hitler, formează o imagine destul de completă. But I particularly want us to remember. Dar vreau în mod particular să ne reamintim. What for me was his most significant blunders. Ce a fost pentru mine cea mai semnificativă blunders. His number one characteristic. Cea mai semnificativă caracteristică. Și anume că el credea că poate domina, conduce, bazându-se pe relațiile lui personale. That's what people have been complaining about Trump does before he was president. La același lucru se plâng și oamenii că face Donald Trump de când a devenit el președinte. And of itself quite unusual. Și bineînțeles, oarecum whereas like Bismarck, neobișnuit. You see how Obama ruled. La fel ca Bismarck, vezi cum a condus Obama through alliances. Prin alianță. Thank you. We'll redo it in the break. If it's going to give heartache, we won't need it yet. So I'm leaving World War I for now. Las primul război mondial deoparte acum. Going to move on. Vom merge mai departe. I want to look at a study that's been done in a few places. Aș vrea să mă uit la niște studii care au fost făcute în unele locuri. Many of you are probably already familiar with it. Mulți dintre voi deja sunteți familiar cu asta. Or you've taught it. Sau ați crezut că sunteți. I think it needs to be put properly in the record. Dar cred că ar trebui să fie în mod corect pus în studiu. And be revised. Și să fie revizuit. So that we can build upon it. Astfel încât să putem construi pe acest subiect. So there's no use building upon it if everyone doesn't understand this subject. Și astfel vrem să stabilim foarte bine acest subiect în caz că cineva nu prea știe, nu prea îl cunoaște. And I would rather we moved together. It begins with understanding 2014. Începe cu înțelegerea anului 2014. When 2014 is predicted. Când este prezis 2014. Which is in 2012. Care de fapt a fost prezis în 2012. It's predicted based on an understanding. Este prezis bazându-se pe o înțelegere. That has developed. Care a fost dezvoltată. On the 2520. Pe 2520. We understand that in this dispensation. Știm că în această dispensațiune. 9/11 to 2014. 11 septembrie până în 2014. The subject that is being opened up. Subiectul care a fost deschis.
is the 2520. Este 2520. And the messenger that's giving this increasing light. Și mesagerul care a dat această lumină care a crescut, această lumină în creștere, cum ar fi fratele Parminder, lays out the 2520 in 2009. Pune pe în public pe tablă 2520 în 2009. In a series called the 2520. Într-o serie de lucrări numită Descoperirea celor 2520 de ani. This is an increase of knowledge. Aici a fost marcată o creștere a cunoștinței. The subject for this dispensation. Subiectul pentru această dispensațiune. Can be summed up by saying the 2520. Poate să fie sumarizat spunând doar 2520. But the 2520 gives us a lot of information. Dar 2520 ne dă nouă multă informație. It gives us time setting. Ne dă setarea datelor. Understanding of the 126 and the 151. Înțelegerea celor 126 de ani și 151 de ani. And it's time setting that in 2012. Dar în 2012 is laid out before the movement. Setarea datelor de fapt a fost pusă în fața mișcării. A fost explicată. Formalizing this. A fost formulată. It's an understanding of the 126 and the 151. Aici s-a prezentat pentru prima dată cei 126 de ani și 151 de ani. When that's understood in 2012. Când asta a fost înțeleasă în 2012. They start looking at past waymarks. Ei au început să se uite la marcaje din trecut. They identify. Care identifică. That there is a 126. Că acolo există un 126. Care te duce către 2014. From 1863. Început din 1863. So 1888. Scuzați-mă, 1888. A 126. 126. From 1888 to 2014. Din 1888 până în 2014. And a 151. Și un 151. From 1863 to 2014. De la 1863 până în 2014. I know those studies were more detailed. Știu că aceste studii au fost mai detaliate sau sunt mai detaliate. But this is all we need to remember for the purpose dar of this study. Dar momentan doar asta trebuie să ne reamintim în scopul acestui studiu. The understanding of the 2520 that has developed. Înțelegerea celor 2520 care s-au dezvoltat în timp. Showing us that what the 151 and the 126. Ne arată cei 151 de ani și 126 de ani. Take us, bring us. Înțelegerea acestor doi ani. Allow us to bring 1863 and 1888. Ne ajută să aducem 1863-1888. And apply their characteristics to 2014. În 2014 și ne ajută să aplicăm caracteristicile lor în 2014. 2014 based on these two previous waymarks. 2014 bazându-ne pe aceste marcaje precedente, în mod particular. Is identified to be the Sunday law. Este identificat ca fiind legea duminicală. becomes the Sunday law. 2014 devine legea duminicală. Through these numbers. Prin aceste numere. Just identifying one point. Și identifică un singur punct. The 126 and the 151. 126 și 151. Connected to the 2520. Sunt corelate cu 2520. Particularly the 126. În mod special 126. Shares its similar characteristics. Împlinește aceleași caracteristici ca 2520. And when you take the 2520. Și când iei 2520. You can divide it. Îi împarți în două perioade de 1260 de ani. Când folosim în același mod 126, putem să separăm în două perioade de 63 de ani. Deci avem un alt număr pe care să-l putem adăuga la acest mix. 126, 151 și 63. And this is all old revision. Asta este doar o revizuire veche. So I think there's all the presentations that will cover it in more detail.
Aici avem prezentările postate pe internet mult mai detaliate. It's the 151 and the 63 we're going to focus on. Aș vrea să ne focusăm acum pe 151 și pe 63. When we look at our reform line, când ne uităm la linia noastră de reformă, we overlay it with the Millerite reform line. O suprapunem cu istoria millerită. And we can characterize 9/11. Și putem caracteriza 11 septembrie. As April 19. Ca fiind 19 aprilie. 2014 is Sunday law. 2014 este legea duminicală. Sunday law is the beginning of a cry. Legea duminicală este cam începutul unei strigări care începe să crească. Asta e scopul marii strigări, este să avertizeze cu privire la închiderea timpului de probă. Sunday law, loud cry, close of probation. Legea duminicală, marea strigare și închiderea timpului de probă. 2014, midnight cry. 2014, miezul nopții, strigătul la miezul nopții și rafia. But if we take this to the Millerite line, dacă luăm asta și ducem în linia milleriților, the beginning of that cry, începutul acelei strigări, is at a camp meeting in Boston. Este o întâlnire în Boston. It's July 21st. 21 iulie. That cry begins to swell. Acel strigăt începe să crească. And for the Millerites, și pentru milleriți, when they're looking at their history, când se uită la istorie, they identify that fulfilling the parable of the 10 virgins. They identifică împlinirea parabolei celor 10 fecioare. So they understand that at this point in Boston, ei înțeleg că la acest punct în Boston, a cry begins. Un strigăt apare. They connect that to the parable of the 10 virgins. Ei corelează asta cu parabola celor 10 fecioare. And the cry that begins at midnight. Și cu strigătul care apare la miezul nopții. So you can identify July 21. Deci poți să identifici iulie 20, 21 iulie. As midnight. Ca fiind miezul nopții. A cry is raised. Când un strigăt se ridică. And that cry says. Și acel strigăt spune. The bridegroom is coming. Că mirele vine. Go out to meet him. Ieșiți și ieșiți în întâmpinare. It swells to Exeter. Crește până la Exeter. All of which takes them to October 22. Toate astea i-au condus până în octombrie 20 de octombrie. So they identify midnight. Deci ei identifică miezul nopții. We see July 21st. Iar aici vedem 21 iulie. But it's also identified. De asemenea este identificat. Which midnight relates to. Un lucru cu care se corelează miezul nopții și anume calea de mijloc. It's a midway point. Este un punct de mijloc. Between April 19 and October 22. Este fix mijlocul între 19 aprilie și 22 octombrie. When we go to Millerite history. Când mergem la istoria millerită. If we take Millerite history. Dacă luăm istoria millerită. And apply it to our history. Și aplicată la istoria noastră. I want us to see. Aș vrea să vedem. We're taking the literal. Că luăm literalul. And we're applying it to this as symbolic. Și aplicăm în mod simbolic. So this is literal. Acesta este literal. And this is symbolic. Iar aici este simbolic. So what is literally in Millerite history? Ce este literal în istoria millerită? Becomes a symbol in our history. Devine un simbol în istoria noastră. In their history. În istoria lor. July 21st. 21 iulie. Lines up with the waymark of Sunday law. Se aliniază cu marcajul legii duminicale. Which is 2014. Care este 2014. It has these characteristics. Acestea au aceeași caracteristică. Midway and midnight. Miezul nopții și punctul de mijloc. They become symbols. Și devin simboluri. Millerite history. Istoria millerită. July 21st. În istoria millerită avem 21 iulie. Exactly midway between April and October. Care este fix punctul de mijloc între aprilie și octombrie. This waymark is literally midway. Acest marcaj este în mod literal mijlocul. In their history. Punctul de mijloc în istorie. In our history. Iar în istoria noastră. It's a symbol. Este un simbol. Symbolically midnight and midway between 9/11 and 2019. Este în mod simbolic un punct de mijloc între 11 septembrie și 2019. We have to consider. Trebuie să considerăm.
Why we need that symbol? De ce avem nevoie de acel simbol? It must be to teach us something. Trebuie să ne învețe pe noi ceva. Because the fact July 21st is midway in their history. Pentru că ideea că 21 iulie este mijloc în istoria lor. It fits neatly. Se potrivește perfect. They know the cry rate was raised anyway. Pentru că noi știm că acel strigăt a fost ridicat oricum. It must need to teach us something. Asta trebuie să ne învețe pe noi ceva. When we go back to these dates, când mergem la aceste date, we can look at other ones. Ne putem uita și la celelalte. We could do the 490, the 220. Putem să ne uităm la 490, 22, 220. I said we're going to focus on the 151 and 63. Ne focusăm acum pe 151 și 63. If we do that, dacă facem asta, it takes us to another history. Ne va conduce către o altă istorie. If we were to go back 63 years, dacă ar fi să ne întoarcem 63 de ani înapoi, dacă ar fi să ne întoarcem 151 de ani înapoi, from 2014, de la 2014, we'll go back 151 years. Dăm înapoi 151 de ani. To 1863. La 1863. We know that 2014. Știm că 2014. Is symbolically midway. Este mod simbolic punctul de mijloc. Between two points. Între două puncte. 9/11. 19 septembrie. 2019. Și 2019. April and October. Aprilie și octombrie. But it's symbolic. Sunt simbolic. When we go back to the literal, când ne uităm la literal, Millerite history, e istoria millerită, it's literal. Este literală. If we go back 151 years, dacă ne întoarcem înapoi 151 de ani, we're going to another history, mergem la altă istorie, that we want to make application of and bring into our own, pe care vrem să facem aplicație și o aducem în timpul nostru. We're going to overlay 1863 with 2014. Vom suprapune 1863 cu 2014. So this history of 1863. Această istorie a anului 1863 vom numi războiul civil. It now becomes the literal. Acum devine literal, adică acum este literal. That we're applying to our history. Iar când aplicăm la timpul nostru, războiul civil devine simbolic. So back in the history of the Civil War. Deci înapoi în istoria războiului civil. If we want to overlay this history as a parable. Dacă ar fi să scriem această istorie ca o parabolă. Ar trebui să fie un punct de mijloc acest război civil. If this is the symbolic, this must then be literal. Dacă acesta este simbolic, înseamnă că acesta trebuie să fie literal. And it is. Și este. It's going to take us through the Civil War from 1861 to 1865. Ne va duce prin războiul civil din 1861 până în 1865. Now we have not one date, not one number, but a whole history to treat as a parable. Acum avem nu numai o dată, un număr, ci o întreagă istorie care trebuie să fie tratată ca o parabolă. This is a civil war and this is a civil war. Acesta este un război civil și acesta este un război civil. I want us to remember. Aș vrea să ne reamintim. That war on the Western Front. Că războiul pe frontul de vest. World War One. Primul război mondial. Escalates because of this assassination. Escalează pentru că aceasta este o asasinare. Escaladează. At this point a division is made. La acest punct o separare are loc. Between. Între the Western Front, frontul de vest, Germany, și they begin to argue, Germania, când încep să se certe, here, și aici, it's all out war. Este tot războiul. So we're marking war on the Western Front from 2003. Deci noi marcăm război de pe frontul de vest începând cu 2003. And that whole issue begins because of this terrorist attack. Toată această problemă a început din cauza acestui atac terorist. And we understand that the war on the Western Front. Și înțelegem că războiul de pe frontul de vest. World War II and then World War One. În primul și al doilea război mondial. And therefore World War One. Is a war within the United States. Este un război care se petrece și în Statele Unite însuși. And amongst their allies. Printre aliații lui.
aliații Statelor Unite. Deci avem un alt martor pentru primul război mondial. To identify from 9/11 internal conflict. Prin care identificăm intern un conflict începând cu 11 septembrie și două ideologii diferite. Deci pentru studiul nostru aș vrea să ne uităm la acest război civil și să-l înțelegem și să facem aplicații în viața noastră, în timpul nostru. So this is the history of the Civil War. Aici este istoria războiului civil. 1863. It's midway or the midway point. Este punctul de mijloc. It all begins in 1861. Totul începe în 1861. And it ends in 1865. Și ia sfârșit în 1865. We see that 1861. Vedem 1861. Beginning of the Civil War. Ca fiind începutul războiului civil. Is a national crisis. Și simbolizează, adică reprezintă o criză națională. 1861. When that civil war begins. Când acel război civil începe. Neither side knows whether or not they're going to win in that war. Nicio parte nu știe dacă va câștiga sau nu în acel război. The North is not so confident. Nordul nu este atât de încrezător. So they're going to ask. Deci ei vor întreba. That they can make some type of statement. Dacă pot face un anumit tip de afirmație. Particularly the northern churches of the United States. În mod special bisericile nordice din Statele Unite. One pastor writes to the treasury. O parte aparține comorii sau bijuteriilor sau bogăției. And asks for the introduction of a religious phrase. Și întreabă pentru o cere o introducere. That this had been asked for before. Cere for. That some type of religious motto would be introduced. Okay, și această parte cere un anumit motto religios, o frază religioasă. Propagated by the government. Care poate să fie o propagandă din partea guvernului. And that makes some type of statement. Și să facă un anumit tip de afirmație. That their nation is allied to God. Prin care să arate că națiunea lor este aliată cu Dumnezeu. This idea only gains traction after the beginning of the Civil War. Traction. Because of the crisis. In 1863. În 1863. They decide on that motto. Ei se decid pentru acest motto, această frază. Iau o hotărâre și spun, mottoul nostru este In God we trust, adică ne încredem în Dumnezeu. În Dumnezeu ne încredem. În 1863, încep să scrie această frază pe bagnota sau pe monedele lor. În 1865, printr-un congres, printr-un decret de la congres, stamped on all currency that will bear the inscription. Ar trebui să spună că fiecare lucru trebuie să pe fiecare lucru ar trebui să fie implantat acest motto. So 1861. Ar trebui să fie ștampilat peste tot. În 1861 cererea a fost făcută într-o criză națională. În 1863 s-au decis pentru motto. 1864. 1864 începe să fie ștampilat. There's another decree by Congress. Și este un alt decret de către Congres. Ordering its placement on all currency. Prin care plantează pe toate curentele. Toate lucrurile lor. That's large enough to contain it. Și este da. At the beginning of the Civil War. La începutul războiului civil. The victory is uncertain. Victoria este nesigură. So they want to make the statement. Deci doresc să facă afirmația. There's two sides. Că sunt două locuri. God is on our side. Două părți, iar Dumnezeu este de partea noastră. Before progressing further. Înainte să mergem mai departe.
I just want to identify one characteristic of this history. Aș vrea să identificăm o caracteristică a acestei istorii. If we were to look at the Civil War or any part of this history. Dacă ar fi să ne uităm la războiul civil sau la fiecare parte din această istorie. From the election of Abraham Lincoln. De la alegerea lui Abraham Lincoln. It has a dual significance. Are o semnificație importantă. There are two issues in this history. Sunt două probleme în această istorie. You can look at it from two different perspectives. Poți să te uiți la ea din două perspective diferite. The first issue. Prima problemă. Is slavery. Este sclavia. There's this issue with slavery. Este această problemă cu sclavia. There's a second issue. Mai este o problemă. With church and state. Cu biserica și statul. Now we've spoken before. Am vorbit înainte about parables. Despre parabole. The fact that they can teach you more than one lesson depending on your perspective. De fapt, poate și anume că poți să te înveți mai multe lecții în funcție de perspectiva prin care privești. We discussed agriculture and the pearl. Am discutat despre agricultură. Both scenes și despre alt subiect. Aceste scene pot să creeze mai mult decât o singură parabolă. So I want to make the claim now. Aș vrea să fac afirmația acum. To hopefully prevent this being a confusion. Ca să previn să nu cumva să aveți vreo confuzie. That there are two layers to this history. Că sunt două two different layers or two separate parables. Sunt două parabole separate în această istorie. One slavery. Una este sclavia. Two, church and state. A doua este legătura între biserică și stat. Dacă ar fi să avem de face cu sclavia. And Abraham Lincoln. Vedem că este face parte din nord. The good guy or the bad guy? Și Abraham Lincoln este omul bun sau omul rău? Este cel bun. El închide sclavia. Dacă înțelegem problema sclaviei, Abraham Lincoln becomes the good guy. Abraham Lincoln devine omul bun. We see in 1865. Vedem în 1865. Abraham Lincoln. Că Abraham Lincoln is assassinated. Este asasinat. So prior to 1865. Deci înainte de 1865. You have a president. Ai un președinte. Who's anti-slavery. Care este anti-sclavie. On this issue he's good. În această problemă este bine, îl face bine. So you have a president anti-slavery before 1865. Deci ai un președinte anti-sclavie înainte de 1865. Abraham Lincoln is assassinated. Abraham Lincoln este asasinat. And to replace him. Și ca să-l înlocuiască. Is who? Pentru a înlocui, cine este? Cine îl înlocuiește pe Abraham Lincoln după ce este asasinat? Andrew Johnson. Andrew Johnson. How did Andrew Johnson stand on the slavery issue? Cum pe ce parte era Andrew Johnson în problema sclaviei? He sympathized with the South. El simpatiza cu Sudul. So you go from a good president who's anti-slavery to a bad president who's pro-slavery. Mergi de la un președinte bun care este anti-sclavie la un președinte rău care este pro-sclavie. 151 takes you to when? Și până unde te duce 151? 2016. Te duce la 2016 în care ai ce? Obama. Pe cine l-ai aici? Pe Obama. Obama is good. Este bun. Anti-slavery. Este anti-sclav, sclavie. In 2016. În 2016. He's assassinated. Este asasinat. It's a political death. Este o moarte politică. Și în locul lui, îl avem pe Trump, care este pro-sclavie. So depending on the issue, deci depinzând de problemă, if it's the issue of race, dacă este problema rasismului, rasism și sclavie, Abraham Lincoln is good, Abraham Lincoln este bun, Andrew Johnson is bad. Andrew Johnson este rău.
But we're not dealing with this first issue yet. Dar noi nu avem de face cu această primă problemă acum. We will come back to it. Ne vom întoarce la asta. Our parable is church and state. Parabola noastră este biserica și statul. If our parable is church and state. Legătura între ele două, dacă parabola noastră este statul și biserica, legarea lor. On that issue. Cum credeți că de ce parte credeți că este Abraham Lincoln în această problemă? Este rău. Este cunoscut și acum. Trump supporters quote him. Că fanii lui Trump îl citează pe Abraham Lincoln. The statements he makes during the Civil War. Afirmații pe care el le-a făcut în timpul războiului civil. În mod special în 1863. Calling the nation back to God. Chemând națiunea înapoi la Dumnezeu. So there's two parables. Deci sunt două parabole. We're starting on the parable of church and state. Noi începem cu parabola începem cu parabola bisericii și statul. Și noi am început această parabolă și am și completat-o. După care vom avea de a face cu sclavia. So in this history, în această istorie, it's the North that is bringing together church and state. Nordul este cel care aduce leagă biserica cu statul. It all begins because of this civil war. Și totul începe din cauza acestui război civil. They want to say God is on our side or the Republican side. Ei vor să zică că Dumnezeu este de partea noastră sau de partea republicană. Just prior to 1863, chiar înainte de 1863, the Republicans are losing. Republicanii pierd. The Democrats are winning. Și democrații câștigă. The Democrats are the South in this story. Democrații sunt sudul în această istorie. So the Democrat South is winning in the Civil War. Deci sudul democratic câștigă în acest război civil. In 1863. În 1863. The Battle of Gettysburg. Bătălia de la Gettysburg. Is the turning point. Este in the Civil War. Un punct de cotitură în acest război civil. Where the North starts to win and the South starts to lose. Când nordul începe să câștige și sudul începe să piardă. And from this point. Și din acest punct. The North wins. Nordul câștigă, tot câștigă. In 1863. În 1863. Abraham Lincoln makes his Gettysburg address. Abraham Lincoln face își construiește această Gettysburg address, adică o adresă Gettysburg. În această adresă își depune o cerere Statelor Unite și face afirmația că este o națiune sub Dumnezeu. So the two phrases we're particularly tracing through this Civil War history. Deci două fraze sunt trec amândouă prin istoria războiului civil. In God we trust. În Dumnezeu ne încredem. Under God. Și sub Dumnezeu. We're out of time. Suntem în afara timpului. We'll have a prayer now and we'll come back. Ne vom ruga acum și după care ne vom întoarce. When we do that. Când facem asta. We want to draw this a little bit more neatly. Aș vrea să redesenez mult mai bine ce am scris. Să ne rugăm. Dear Father in heaven. Tată ceresc. Thank you for this day. Îți mulțumim pentru această zi. Thank you for the baptisms of earlier. Îți mulțumesc pentru botezul de mai devreme. Pray that we'll truly understand. Mă rog ca să credem sincer. Just the importance of this step. Importanța acestui pas. That we'll understand exactly what we have committed to. Să înțelegem exact la ceea ce am fost la ceea ce ne-am angajat. Pray that we'll have trust in this movement. Mă rog să avem încredere în această mișcare. As you lead and guide it. Pe măsură ce ne conduci. Grant us a better understanding. Dă-ne, Doamne, o mai mare înțelegere a caracterului Tău și a ceea ce Tu te ceri nouă. Mă rog în numele Lui Iisus. Amin.